această dimineață aș dori să privim la această sesiune, la experiența botezului cu Duhul Sfânt, așa cum o găsim descrisă în Cartea Faptelor Apostolilor și apoi în 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 13. Cum ziceam și ieri, de ce acest subiect? Acest subiect pentru că este important să vedem dacă Biserica Domnului Isus a fost văduvită și ar fi astăzi văduvită de o asemenea experiență extraordinară a botezului cu Duhul Sfânt în varianta, în varianta care este promovată în unele cercuri astăzi dacă manifestările de astăzi care sunt puse pe seama botezului cu Duhul Sfânt nu sunt de la Duhul Sfânt ar trebui să fim foarte îngrijorați de lucrurile care astăzi sunt puse pe seama Duhului Sfânt foarte îngrijorați cred că ar trebui să fim înfuriați la un moment dat, cred că ar trebui să fim îngroziți, cred că ar trebui să ne deschidem gura și să vorbim. Dacă ceea ce se pune astăzi pe seama Duhului Sfânt nu este de la Duhul Sfânt și este grav pentru că se pun anumite lucruri pe seama Duhului Sfânt, dacă aceste manifestări sunt o înșelare, atunci noi suntem necredincioși față de generația noastră, dacă tăcem. Deci dacă manifestările care există astăzi și care nu sunt valide sunt o înșelare, atunci suntem necredincioși față de generația noastră. Suntem lipsiți de iubire, refuzând să spunem adevărul. Noi putem vorbi despre foarte multe lucruri. Când noi vedem că generația noastră se confruntă cu aceste probleme, a ignora pur și simplu lucrurile acestea înseamnă necredință față de Dumnezeu și necredință față necredincioșie, mai degrabă față de Biserica Domnului Iisus Hristos. Din nou, dacă aceasta este o înșelare, atunci trebuie să fie una dintre cele mai mari înșelări care au avut loc în istoria creștinismului. Una dintre cele mai mari înșelări din istoria creștinismului, pentru că este uh, o, o plagă care se răspândește aproape în toate denominațiile. Uh, lucrarea Duhului Sfânt este vitală pentru viața uh, credinciosului, este vitală pentru biserică și o conferință pe această temă cu siguranță nu are cum să dăuneze uh, cuiva. Aș vrea să vă sugerez câteva uh, motive pentru care cred că astăzi se confundă sau se plasează experiența botezului cu Duhul Sfânt mult după nașterea din nou. Și se interpretează experiența asta botezului cu Duhul Sfânt ca venind în viața credinciosului după o serie de acte, de fapte, de stăruință și așa mai departe. Lucruri cu care toți suntem în, în temă. De ce se întâmplă lucrul acesta? În primul rând pentru că această experiență este confundată deseori cu alte experiențe. De exemplu, în Sfânta Scriptură găsim că umplerea cu Duhul sunt în faptele apostolilor a fost o chestiune repetabilă. Anania își pune mâinile, de exemplu, peste Pavel să primească Duhul Sfânt. Dacă identifici atunci botezul cu Duhul sunt cu umplerea cu Duhul Sfânt, evident, și vezi că umplerea s-a dat prin punerea mâinilor, sau în momentul punerii mâinilor, zici, botezul cu Duhul Sfânt se dă prin punerea mâinilor. nu? Dacă identifici botezul cu Duhul Sfânt cu umpreia cu Duhul Sfânt care a avut loc de mai multe ori, dar ulterior nașterii din nou, la o distanță de nașterea din nou, atunci spui, da, botezul cu Duhul Sfânt va fi la o distanță de nașterea din nou. Deci dificultatea sau eroarea constă în faptul că această binecuvântare a botezului cu Duhul Sfânt în care noi credem și credem că toți credincioșii au parte de ea, dacă o identifici cu alte lucrări, o confunzi cu alte lucrări, ajungi la inventarea unor practici nebiblice, da? Începi să cauzi niște lucruri pe care le ai deja pentru simplu fapt că ai confundat cu o altă lucrare. De asemenea, nu se înțelege deseori perioada de tranziție, da? perioada bisericii primare. Mulți spun, a, noi nu credem în perioada aia de tranziție. Nu există o perioadă de tranziție. N-ai cum să nu crezi într-o perioadă de tranziție. A fost un moment în care vechiul legământ a încetat și a fost un moment în care a început nou legământ. A fost un moment în care Dumnezeu a lucrat cu Israelul și un moment în care Dumnezeu n-a mai lucrat în felul în care a lucrat până atunci cu Israelul și a înființat biserica. Nu poți să nu crezi într-o perioadă de tranziție. Nu ai cum să nu crezi într-o perioadă de tranziție. A fost un moment în care nu era nicio scriere a Noului Testament, o perioadă în care a început să se scrie Noul Testament și cândva când s-a încheiat scrierea Noului Testament. Din multe puncte de vedere, nu ai cum să nu crezi într-o perioadă de tranziție. Da? Trecerea de la Judaism, la toate neamurile care constituie biserica. Chiar punerea unei temelii geografice a bisericii, etnice, doctrinare, nu ai cum să nu crezi într-o tranziție. Beran, trebuie să fii la propriu lipsit de orice, de orice convingere și cunoștință biblică să spui că nu crezi într-o perioadă de tranziție. Ei, dacă ignori perioada asta de tranziție, doar ca să poți să-ți extragi doctrina ta, atunci ajungi la anomaliile care se predică astăzi. Foarte interesant, o altă observație, de obicei Pasaje de obicei sunt luate uh, în discuție și se face doctrină pe pasaje narrative. Pasajele narrative sunt importante într-o teologie corectă, trebuie integrate în teologie. Dar pasajele narrative trebuie să ilustreze un anumit principiu da? și trebuie interpretat întâi în propriul context. Evenimentul X istoric trebuie interpretat acolo unde s-a întâmplat el. Să vedem de ce s-a întâmplat așa, care a fost scopul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu cu el și de acolo să vedem cum un principiu universal, în cazul nostru despre botezul cu Duhul Sfânt, se aplică la fiecare din cazurile astea. De ce există anumite diferențe între momentele sau experiențele botezului cu Duhul Sfânt, da? Prima dată trebuie să te uiți la doctrina, apoi la pasajele narrative. Și este foarte interesant că pasajul narrativ cu cele mai multe detalii, cred eu și cel mai semnificativ, 1 Corinteni 12 cu 13, este trecut cu vederea. Și se spune că e vorba despre alt botez acolo. Evident, ca să poți să-ți Ți, teologia ta trebuie să ignori singurul pasaj doctrinar, care lămurește foarte clar ce este botezul cu Duhul Sfânt. De asemenea, se ignora autoritatea apostolică din toate cazurile de botez cu Duhul Sfânt. Apostolii întotdeauna au fost prezenți la orice eveniment descris în fapte. Eu nu spun că toți oamenii botezați cu Duhul Sfânt în perioada primară au avut un apostol lângă ei ci spun că Luca, în mod intenționat, menționează în fiecare caz, da? În fiecare, la fiecare grup care primește Duhul Sfânt sau botezul cu Duhul Sfânt, Luca menționează că a fost un apostol prezent. Luca menționează că doar apostolii s-au rugat. Pentru mine a fost un șoc când singur am descoperit că nicăieri în faptele apostolilor, niciun candidat, da? cineva care n-a avut Duhul Sfânt încă, nu s-a rugat pentru sine. El nicăieri nu găsește apostolii, și zice, și acum rugați-vă să primiți Duhul Sfânt. Nicăieri. Nu există nici măcar un exemplu. Dacă toți vrei să faci teologie pe exemple, pe narațiuni, nu există un asemenea exemplu, da? În toate cazurile au fost prezenți apostolii, doar ei s-au rugat, doar ei și-au pus mâinile pentru primirea Duhului Sfânt. De ce? Pentru că Dumnezeu le-a dat o autoritate unică lor în stabilirea acestei temelii de care vă vorbesc și care are mai multe valențe, da? Fie negăm natura apostoliei, da? Și spunem că prezența lor a fost pur și simplu întâmplătoare și înlocuibilă. Domnul Sfânt nimeri să fie un apostol, dar putea să fie oricine altcineva. Putea să fie un frate oricare din biserică să-și pună mâine sau... Nu i la voia întâmplării că găsești apostoli la fiecare eveniment de botez cu Duhul să. Nu i la voia întâmplării că doar ei își pun mâinile, nu i la voia întâmplării că doar ei se roagă. Nu la... are cum să fie la voia întâmplării, da? Este un tipar care se observă. De asemenea, se ignoră din ceea ce observ intenția și scopul cărții descrise în fapte 1 Cop. Deci, o să spun astăzi Fapte 19. Ucenicii lui au primit botezul cu Duhul Sfânt. Ce au făcut? Au vorbit în limbi și Fraților, și au pus mâine Pavel. Și noi trebuie să ne punem mâine ca să putem vorbi în limbi și să profețim. Asta e un mod de interpretare așa foarte pompieristic și uh, aiurit. Cartea Faptelor Apostolului trebuie interpretată în contextul ei și trebuie văzut care e tema cărții a Faptelor Apostolului. Să vezi de unde pornește și unde se duce. Și eu cred că unul dintre pilonii, dacă nu pilonul principal al cărții Faptelor Apostolului, care este o carte istorică, narrativă, este Fapte 1 cu 8. Și voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt. Și ce se va întâmpla? Deci avem descris. Pogorirea Duhului Sfânt, se întâmplă în fapte 2. Primirea puterii, tot în fapte 2. Și ce se va întâmpla? Veți primi o putere și ce se va întâmpla? Și veți fi martori. În Ierusalim, și se întâmplă asta. În Iudeia, se întâmplă asta. În Samaria, se întâmplă asta. Și până la sfârșitul cărții faptului Apostol, până la marginile pământului. Și asta se întâmplă. Așa trebuie interpretată cartea faptului Apostolilor. În propriul ei context, văzând scopul autorului, intenția autorului, bazele pe care el le pune și ce încearcă el să demonstreze acolo. Eu nu pot să deschid pur și simplu. Fapte nouă. Anania și-a pus mâinile peste Saul. Fraților, care vrea să-și pună mâinile peste mine să fie un cu Duhul Sfânt? E aberant modul ăsta. Fraților, nu văd bine că de asta port ochelari și spune că și-o recăpăta vederea atunci. Acum nu sunt a de ori ca Pavel, nu o fi mare vindecare pe care trebuie să o faceți acum aici. E aberant. E aberant trebuie să înțeleg care este intenția cărții, scopul cărții și cum însuși autorul își construiește narațiunea. Da? Și se ignoră de obicei fapte 1 cop care este pilonul de interpretare. Unghiul din care privești cartea și unghiul punctul zero din care pornește toată cartea și se desfășoară după aceea. Da? De asemenea, nu se înțelege, cum cred că am încercat să demonstrez și am reușit, sper, aseară, nu se înțelege scopul precis al vorbirii în alte limbi. Scopul precis al vorbirii în alte limbi. Unii oameni au impresia că noi încercăm cumva să demonstrăm, uh, ne simțim jenati că au vorbit oamenii al limbi. Ce bine ar fi fost dacă n-ar fi vorbit în limbi. Nu, noi spunem că e un lucru extraordinar că au vorbit în limbi, că a fost un semn necesar, că Dumnezeu l-a dat cu un scop și vorbirea în limbi și-a împlinit scopul. A transmis mesajul pe care Dumnezeu a vrut să-l transmită. Și dacă înțelegi primirea limbilor cu ceea ce spune Domnul Isus, imaginați-vă paralela paralel asta. Ai fapte 1 cu 8. Și voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt și veți fi martori. Ai fapte 2 cu 4, toți s-au umplut cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Wow! N-a Domnul Iisus Hristos ce o să se întâmple? Domnul Iisus a zis că o să primească putere să fie martori. Dar ei au început să vorbească în limbi. Le-a dat Duhul Sfânt altceva. Nu! Exact asta s-a întâmplat în ziua aceea, într-o singură zi, oameni din toate neamurile de sub cer, într-un fel e prima fază în care se întâmplă misiunea. Veți fi martori până la marginile pământului. Uite că marginile pământului sunt acolo. Sunt oameni din toate zonele, împrășteați în toată lumea, s-au adunat acolo. Și în prima zi când se coboară Duhul Sfânt, Dumnezeu le arată, pentru asta vă dau Duhul Sfânt, să vă duceți la toate neamurile de sub cer. Și lucrurile se leagă. Domnul Iisus Hristos nu are o surpriză în ziua 50.000 când dă Duhul Sfânt din cer și vede că Duhul Sfânt îi face pe ăștia să vorbească în limbi. Păi Apoi eu am crezut că trebuie să fie martor, de eu început să vorbească în limbi. Nu, aia a fost mărturia pe care a dat-o, da? Semnul ăsta a fost rolul, să arate în ce direcție se duce Evanghelia. Foarte important, iarăși, se iau cazuri excepționale de grupuri, cazuri excepționale, cum vom vedea, și se aplică unor cazuri obișnuite și normale. Cazuri excepționale, cum vă vedea, samaritenii, ucenicii lui Ioan și uh, sper să reușesc să vă demonstrez în dimineața asta că nu sunteți nici evrei din vechiul legământ, nici ucenicii lui Ioan și nici samariteni. Ca să zicem, eu vreau ca în Samaria. Nu ești samaritean, nu ești din categoria și din, uh, uh, nu faci parte din situația aceea uh, specială. Bun, aș vrea să disting între câteva lucrări ale Duhului. Sunt, aseară am spus doar puține lucruri. Uh, și în mintea noastră să fie separate, deși unele lucrări ale Duhului sunt toate se întâmplă împreună. Dar trebuie să înțelegem, să zic așa, nuanțele lor. Este o carte foarte bună în engleză, vă pot împrumuta, îmi lăsați buletinul până o citiți ca să nu mă lipsiți de ea, care face foarte bine distinția între aceste nuanțe, chiar dacă anumite lucrări ale Duhului Sfânt se întâmplă împreună. De exemplu, înnoirea Duhului Sfânt sau nașterea din nou. Da? Este un lucru care se întâmplă. primirea Duhului Sfânt primirea Duhului Sfânt și nașterea din nou sunt același lucru într-un fel. Sunt nuanțe diferite, dar nu poți să primești Duhul Sfânt fără să fii născut din nou. Dar nu poți să fii născut din nou fără să fii primit Duhul Sfânt. Deși unii au promovat de asta. Duhul Sfânt a venit peste mine, m-a născut din nou, el este peste mine, nu este încă în mine. Și trebuie să stăruiesc după ce sunt născut din nou ca să primești Duhul Sfânt. Nu, deși ai putea să faci o distinție de nuanță între primirea Duhului, dar intrarea, împărtășirea cu Duhul Sfânt, și înnoirea de care îmi face parte Duhul Sfânt, totuși ele se întâmplă în același moment, da? Împuternicirea Duhului sau umplerea Duhului. Umplerea Duhului nu este nașterea din nou. Nu este nici primirea Duhului Sfânt. Pentru că primești o singură dată Duhul Sfânt și umplerea a avut de mai multe ori loc în faptele apostolilor. Petru a fost umplut de mai multe ori, Pavel a fost umplut de mai multe ori, ucenicii care au fost umplut în fapte 2, în fapte 4, iară sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Da? Deci este distinctă de nașterea din nou. Încorporarea Duhului sau botezul Duhului Sfânt din nou trebuie distins, deși poate avea în același loc cu plinătatea sau umplerea cu Duhul Sfânt. Adică, când un om este umplut cu Duhul Sfânt, este umplut de putere, da? în vorbim de umplerea din fapte, este umplut împuternicit, când este botezat cu Duhul Sfânt, este incorporat în trupul Domnului Isus Hristos. Sunt două chestii distincte. Ele au loc în același timp în fapte, capitolul 1. Foarte important. În același timp au loc. De aceea unii oameni le confundă. Da? Uh... De asemenea, am putea să vorbim de pecetluirea Duhului Sfânt, de călăuzirea Duhului Sfânt, care sunt alte lucrări ale Duhului Sfânt. Ce cred că este important să distingem este, într-un mod special, între umplerea și botezul cu Duhul Sfânt. De ce? Pentru că sunt preluate cazuri de umplere cu Duhul Sfânt și sunt tratate ca botezul cu Duhul Sfânt. Și zic, vezi, așa au fost un plus cu Duhul Sfânt, deci așa trebuie și noi să ne comportăm sau să facem ca să fim uh, botezați cu Duhul Sfânt sau umpluți cu Duhul Sfânt, pentru că mulți Cred că astea, lucrurile acestea sunt același lucru. Din nou, spun, există o distinție de nuanță între aceste două lucrări, dar ele în fapte apar împreună, în fapte doi, da? De exemplu, o distinție între umplere și botez, umplerea cu Duhul sunt și botezul în Duhul sunt, este uh, în ce privește repetabilitatea. Botezul are loc o singură dată, umplerea are loc de mai multe ori după aceea, da? Duhul Sân nu poate să. Dacă botezul și umplerea sunt același lucru, cum... Ce făcea Duhul de botezat de mai multe ori? Evident că nu, da? De asemenea, umplerea o găsim în Vechiul Testament. Se vorbește despre Elisaveta, despre Ioan Botezătorul, în același termen uh, grecesc în Noul Testament. Despre Zaharia, care a fost umplut de Duhul Sfânt. Dar nicăieri nu găsești în Vechiul Testament cineva în ce să fie botezat, Domnule? Cum spune uh, 1 Corinteni 12 cu 13, botezați, de fapt, ar fi mai corect spre același trup, dar spre a fi integrați în același trup. În ce trup? Că trupul Domnului Isus, da, nu avea cum să fie integrați, da? integrați acolo. Momentul experimentării, botezul este experimentat ca normă în fapte în momentul nașterii din nou. În timp ce umplerea are loc ulterior, da? Semnul distinctiv, vorbirea limbii este un semn al botezului mai degrabă decât al umplerii. Umplerea a avut loc în același timp și a capacitat să vorbească în da? limbă limbile sunt un semn mai degrabă al botezului cu Duhul Sfânt, adică al integrării tuturor categoriilor, tuturor limbilor în trupul Domnului Isus Hristos. Felul primirii e o altă distinție. Nimeni în faptele apostolilor nu se roagă pentru, umplerea, pentru botezul cu Duhul Sfânt. Dar se roagă și sunt umpluți cu Duhul Sfânt. Da? Foarte, foarte important. Acum nu o să intru eu în detalii despre plinătatea Duhului și poate distinția dintre umplerea din fapte, plinătatea din Efesen și așa mai departe. Asta va fi la uh, altă sesiune. Uh, Bun, sunt mai multe distinții, dar astea sunt cele pe care am vrut să le menționez. Aș vrea să fac acum o analiză scurtă a ceea ce vedem noi astăzi sau auzim astăzi despre uh, practicile uh, care se întâmplă și care sunt uh, uh, alipite de această experiență cu botezul cu Duhul Sfânt. Da? Ceea ce se spune astăzi că este botezul cu Duhul Sfânt și să facem o trecere rapidă în revistă să vedem dacă sunt justificate de Biblie. Da, Am spus deja, nicăieri în cartea faptelor nimeni nu și-a pus mâine peste alți oameni, afară de apostoli. Nimeni. Și mie mi se pare o călcare flagrantă a Sfintei Scripturii că nu alți oameni, alții decât apostoli, strâng pe alții să-și pună mâinile peste ei ca să primească Duhul Sfânt. Este o călcare flagrantă a Sfintei Scripturii și mi se pare foarte penibil și ironic să stai cu, cartea cart aceasta în mână să spui noi vrem ca în faptele apostolilor. Ok, sunteți apostoli? Nu. Atunci pentru ce faceți practica asta? Da? Doi, nicăieri cei care au primit Duhul Sfânt nu au stăruit după el. Nicăieri niciun om care a primit Duhul Sfânt în cartea faptelor, că despre fapte vorbim, nu s-a rugat ca să primească. Niciun caz apostolului nu spune și acum rugați-vă să primiți botezul cu Duhul Sfânt, că nu l-ați primit încă. Dacă unii primesc ulterior în cartea faptelor, dar nicăieri apostolului nu dau recomandarea aceasta. Nicăieri cei care au primit ulterior Duhul Sfânt nu au repetat cuvinte. Nu au fost asistați cu îndemnuri pentru a putea vorbi în limbi. Nu găsești niciun caz în care apostolii să le dea o mantră, o expresie, o, 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 o formulă magică care să atragă atenția lui Dumnezeu, ca Dumnezeu în ultima, în, uh, uh, ulterior auzind de expresia respectivă să le dea Duhul Sfânt. Nicăieri. Nicăieri în scriptură nu găsim prescripții sau pași pentru a căuta botezul cu Duhul Sfânt. Dați-mi un singur text, sunt foarte curios să-mi dați. Botezul cu Duhul Sfânt. Nicăieri nu găsești pași sau prescripții pentru a căuta botezul cu Duhul Sfânt. Nicăieri în scriptură după perioada de început a bisericii nu găsim credincioși care nu au fost botezați cu Duhul Sfânt. Și foarte interesant, de fiecare dată când are un loc un botez cu Duhul Sfânt, toți sunt botezați cu Duhul Sfânt. Astăzi, chipurile uneau locurile botezului cu Duhul Sfânt, nu toți sunt botezați cu Duhul Sfânt. Sunt serii. Deși avem oameni care spun că vor face minuni mai mari decât Domnul Isus Hristos. Spune, nu, așa spune Biblia. Păi dacă faceți minuni mai mari decât Domnul Isus Hristos, la voi ar trebui să fie procentaj de 100%, că la apostoli au fost. La apostoli a fost. Nicăieri în Scriptură nu se recomandă căutarea semnului vorbirii în alte limbi. Împreună sau cu fără botezul cu Duhul Sfânt. Nicăieri. Nu găsești nici un exemplu, nicio doctrină, prescripție, narațiune, nimic. Nicăieri în Scriptură siguranța mântuirii sau a răpirii sau a botezului cu Duhul Sfânt nu este dependentă de vorbirea limbii. limbi. N-ai vorbit, frate, ai vorbit? Nu, n-ai semnul. Nu o să fii răpit. Nu, nu poți să fii sigur de mântuirea ta. Nu o să fi luat. Nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Unde vezi în Biblie asemenea explicații? Nu găsești în Biblie asemenea explicații. Deși le auzim tot timpul. Nicăieri în fapte nu găsim un caz izolat de om care a fost botezat cu Duhul Sfânt. Dar Orice dacă un om stă în fața Scripturii, Dumnezeu îl cercetează și el este mântuit în secunda aia, citind Sfânta Scriptură, Duhul Sfânt îl luminează și face să înțeleagă Evanghelia și el își pune încrederea în, în Domnul Iisus Hristos. Eu cred că este botezat individual, cu Duhul Sfânt, atunci, când a crezut. Dar este interesant că Luca alege să nu menționeze niciun asemenea caz. Pentru că interesul lui este să arate că toate categoriile de oameni, toate grupurile de oameni din faptele apostolilor distincte sunt botezate cu Duhul Sfânt. Da? De aceea nicăieri în cartea faptului apostolilor nu găsim aceeași categorie de oameni, de exemplu, botezate cu Duhul Sfânt. De exemplu, alt grup de evrei din alt loc, care boteza cu Duhul Sfânt. Nu ca alții evrei care s-au convertit n-au fost. Au fost botezat toți la rândul lor cu Duhul Sfânt. Dar scopul lui în cartea faptului este să arate că grupuri distincte de oameni sunt încorporate, aduse, alipite de trupul Domnului Isus Hristos. Da? Nicăieri în fapte, interesant, nu găsim o schimbare a vorbirii din limbi omenești și cunoscute în așa zisele limbi necunoscute în îngerești. Nicăieri. Deci și astăzi asta e schimbarea majoră care se pretinde. Doamne, atunci au fost, da, recunoaște, au fost omenești, dar acum noi le avem pe alea din Corint. În fapte nu găsește așa ceva. Deci dacă tu vrei să faci teologia pe carte, asta, fă-ți-o până la capă, da? Nicăieri în fapte, vorbirea nimic nu a devenit o practică privată și individuală. Nu-i interesant. Pentru păi că în Corinteni, Pavel spune, dacă nu înțelege, vorbește ție însuți dacă rămâne, repet din nou, că suntem la sesiunea pe fapte, pe botezul cu Duhul Sfânt, nicăieri nu găsești un caz individual, privat, în care cineva singur, să spună că vorbea pentru sine însuși, se zidea pe sine însuși, să închina el singur în pătrățica lui înaintea lui Dumnezeu prin vorbirea nimic. Nu găsești așa ceva. Nu găsești așa ceva. Și nicăieri în faptele apostolului oamenii nu au fost sfătuiți să-și decupleze mintea și să vorbească fără să gândească. Am auzit lucrul ăsta de zeci de ori, pentru că am fost la asemenea întâlniri de zeci de ori, nenumărate ori, în care spunea, pentru că Biblia spune că mintea este fără rod în timpul vorbirii în limbi. Frate, nu te mai gândi! Nu mai gândi, frate! Și atunci dacă nu mai gândești, evident, și îți deschizi gura și începi să vorbești fără să gândești. Noi știm oameni care vorbesc fără să gândesc și de obicei lucrurile nu sunt în regulă. Da? Dar să nu gândești absolut nimic, da? Trebuie să-ți decuplezi mintea, ca mintea zice să fie fără rod, da? Unde găsești în fapte asemenea? Dacă ai luat să, să presupunem care exista astăzi botezul cu Duhul Sfânt ca experiență ulterioară. Astăzi există botezul cu Duhul Sfânt, da? să înțelegeți. Sesiunea asta nu e demonstrarea faptului că nu există botezul cu Duhul Sfânt. Există botezul cu Duhul Sfânt, ceea ce încerc să demonstrez este că el are loc în momentul nașterii din nou. Dacă ar exista botezul cu Duhul Sfânt ca experiență ulterioară nașterii din nou, de ce trebuie să se facă zeci de practici care nu se găsesc în Noul Testament? Evident, pentru că experiența aceea nu este botezul cu Duhul Sfânt. De aia pentru că nu este botezul cu Duhul Sfânt și nu are cum să fie botezul cu Duhul Sfânt pentru că iasă total din cadrul Noului Testament. Acum, în Cartea Faptelor Apostolilor există patru grupuri mari de oameni care sunt botezate cu Duhul nu e greu de urmărit. Fapte 2 evrei, fapte 8 samaritenii, fapte 10 Corneliu cu casa lui și fapte 19 ucenicii lui Ioan. Și vă trece prin fiecare aceste evenimente în care în unele locuri Experiența botezului este ulterioară, în care există semnul vorbirii limbi și aș vrea să le analizez din câteva puncte de vedere. Întâi să ne identi să identificăm cine sunt beneficiarii, apoi să vedem semnificația botezului cu Duhul Sfânt, să vedem ce înseamnă, apoi să vedem de ce este ulterior, în al patrulea rând să vedem semnul, apoi apostolicitatea, că au fost apostoli acolo, metoda prin care au primit Duhul Sfânt. Și cui? Câți dintre cei care au fost acolo au primit Duhul Sfânt? Și toate aspectele acestea, vreo șapte, le operând pe rând foarte rapid, toate acestea sunt importante pentru că toate în punctele acestea, în toate punctele astea există călcări flagrante astăzi. Luăm fapte capitolul 2, un eveniment pe care îl știți foarte bine. Haideți să identificăm în primul rând beneficiarii. Cine sunt oamenii aceia? Ei sunt evrei sunt ucenicii Domnului Isus, ei cred deja în Domnul Isus Hristos, au mărturia învierii Domnului Isus Hristos, primesc promisiunea venirii Domnului Isus Hristos, încă nu este instaurată biserica, este exact la punctul de tranziție, nu știe exact unde s așa, da? Sunt troceață ei, da? Ei așteaptă să se facă trecerea aceasta despre care Domnul Isus Hristos a vorbit, o trecere pe care Pavel în epistolul lui o descrie pe larg. Da? În doctrinele lui o descrie perioada trecerea de la vechiul legământ uh, prin această perioadă de tranziție la biserică. Da? Bun, ne încadrăm noi în grupul acela. Am putea noi astăzi să fim grupul acela de oameni? Nici un grup de niciune de pe pământ nu poate să fie în grupul ăla de oameni. Nu mai are cum. Au fost într-o perioadă unică istorică. Și dacă erau dintre neamuri, au fost într-un moment istoric unic. Nu au mai fost nimeni ca ei. Duhul Sfânt nu pogorese nici măcar pentru prima dată, da? În felul ăsta al Noului Testament pentru biserică. Care-i semnificația coborârii Duhului Sfânt peste el? În cea mai mare parte e o chestiune care nu merită dezbătută prea mult. Comentatorii sunt de acord că aici are locul instaurării bisericii când în nucleul ăsta, să zic așa, preeclesial, devine Biserica Domnului Iisus Hristos, da? nucleul Bisericii Domnului Isus Hristos. Asta e semnificația botezului cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vine, coboară peste ei, îi umple, ei primesc Duhul Sfânt, sunt botezați cu Duhul Sfânt, au totul la pachet, da? Și devin Biserica Domnului Isus Hristos. Aspectul ulteriorității. Ei primesc botezul cu Duhul Sfânt ulterior după ce au crezut în Domnul Isus, da? Li s-a deschis ochii, au crezut în Hristos, El este Fiul lui Dumnezeu. Ei primesc Duhul Sfânt ulterior credinței în Domnul Isus Hristos. Din nou, deși este ulterior, niciunul dintre noi nu ne aflăm în situația lor când promisiunea venirii Duhului Sfânt este în viitor. O distanță pe care noi nu o cunoaștem. De asta a fost ulterior. Nici nu avea cum să nu fie ulterior. Nu avea cum să nu fie ulterior că Domnul spune așteptați până vine Duhul Sfânt. Evident că trebuia să fie ulterior pentru că Domnul le-a spus lor în mod precis că va fi ulterior. Apoi al patrulea aspect, semnul vorbirii limbi. De ce este dat semnul vorbirii limbi? Cum a explicat deja aseară, el servește foarte clar pentru evreii necredincioși ca să le arate judecata lui Dumnezeu pentru Israel, îndreptarea lui Dumnezeu către toate neamurile de sub cer, cu noua comunitate, cu Duhul Sfânt, cu Evanghelia, cu mântuirea. Ăsta e scopul semnului. Semn care și-a îndeplinit ne arată narațiunea cărții faptului apostol și a îndeplinit scopul. Ei înțeleg până la urmă că Dumnezeu s-a îndreptat spre neamurile. În fapte 10 încă ai probleme cu ei. Că s-au dus și stăteau la masă cu neamurile. Încă n-au înțeles lucrurile de plin. De aceea Dumnezeu și acolo lasă să se întâmple lucrul acesta. Din nou, apostolicitatea evenimentului. Sunt prezent toți apostolii. Foarte interesant, când se dă explicație la botezul ăsta cu Duhul Sfânt, Petru s-a sculat în picioare cu cei 11. Pe de ce nu s a sculat mai mulți? cei 120. de ce? Pentru că Dumnezeu a dat o autoritate specială celor 11 apostoli. Și vom vedea prezența lor a apostolului este foarte importantă în fiecare caz de botez cu Duhul Sfânt. Metodologia. Cum au primit ei Duhul Sfânt? Fapte 2, frate, fapte 2. Bun. Fapte 2. Cum au primit Duhul Sfânt? Au stăruit? Au repetat cuvinte? Și-au decuplat mintea? Știi ce spune Biblia? Biblia spune uh, un frate penticostal mi-a deschis ochii asupra acestui aspect, spune așa, ascultați, zice, erau toți în același loc, deodată a venit din cer un sunet, ca a văzut unui vânt puternic și a umplut toată casa unde? Ce făceau? Ședeau ei! Ei ședeau! Evreii nu se rugau așa cum stăm noi câteodată. Ei ședeau! Duhul Sfânt a venit spontan, da? metoda prin care a venit a fost hotărârea suverană a lui Dumnezeu ca în secunda asta să coboare și nu mai târziu. Da? Nu spune că, nu spune, nu este prezentată niciun fel de altă metodă. Universalitatea botezului cu Duhul Sfânt. Câți din ucenicii Domnului au primit botezul cu Duhul Sfânt? Toți. Deci nu ai putea să extragi din textul ăsta absolut nimic din ce vezi astăzi. Absolut nimic. Ai prescripția apoi a lui Petru din nou, peste care se trece foarte repede. Petru a spus așa, pocăiți-vă, le zice Petru acum lor, cum să primească ei, nu? Pocăiți-vă, a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat, spre iertarea păcatului voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Ce spune Petru despre semnul vorbirii limbi? Nimic. Ce spune Petru despre ulterioritatea botezului cu Duhul Sfânt la o distanță mare de convertire? Nimic. Ce spune Petru despre stăruință, așteptare, căutare, strigare, repetarea de cuvinte, decuplarea minții? Ce spune Petru? Nimic. Absolut nimic. Ce spune Petru despre punerea mâinilor? A unor prezbiteri sau a unor păstori importanți care au o ungere specială de a da Duhul Sfânt. Ce spune Petru? Nimic. Pocăiți, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Toți. Căci promisiunea asta este pentru toți care sunt chemați de Domnul. Asta este chiar un pasaj prescriptiv din această narațiune. Da? Făgăduința aceasta este pentru toți cei care sunt departe uh, acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. În oricât de mare număr îi va chema Domnul. Asta e prescripția lui Petru. Mergem la al doilea eveniment. Fapte 8. Foarte interesant. David Pauson, care este un reprezentant al valului 4 de carismatici, care este un val de carismatice mai ecumenist. Spune așa despre fapte 8. Când general se spune, uh, da, voi toți spuneți că toate cazurile sunt excepționale. Păi sunt excepționale prin simplu fapt că sunt istorice sunt excepționali. El spunea în felul următor, ascultați. Este adevărat că Luca consemnează aceste experiențe importante ale samaritenilor ca pe niște etape unice în relatarea sa. N-ai cum, numai când te gândești la existența samaritenilor, n-ai cum să spui decât că era o etapă unică. Că era un eveniment unic când știi cine erau samaritenii. N-ai cum să spui altceva. Și dacă ești carismatic. Trăsătura neobișnuită, zice, nu constă în ceea ce experimentează ei, ci în cine are experiența botezul lor în Duhul a fost exact ca celorlalți. Exact asta spunem noi. Că a fost același botez al Duhului Sfânt, dar ei se aflau într-o situație specială. Ne uităm din nou la cine sunt beneficiari. Samaritenii se aflau într-o separare religioasă, ceremonială, etnică de evrei. Aveau muntele lor sfânt, aveau numai legea lui Moise, aveau un fel de religie simplificată și personalizată. Coborârea Duhului Sfânt peste acești oameni în ziua convertirii lor. Și ce ar fi făcut? ar fi păstrat exact aceeași separare care exista de sute de ani între ei și evrei. Asta ar fi făcut. Uite că samaritenii nu au nevoie de evrei, nu au nevoie de apostoli, nu au nevoie de Ierusalim, nu au nevoie de ce? Că Duhul sunt acovorât acolo acasă la ei. Da? Care este semnificația botezului cu Duhul Se duce Petru cu Ioan de la Ierusalim și Duhul Sfânt coboară peste ei. Da? Și Luca, în narațiunea lui, arată că al doilea grup de oameni, separat total de evrei, văzut foarte urât de evrei, sunt acum cuprinși în aceeași comunitate. Reprezentanți ai Bisericii din Ierusalim vin în Samaria ca să primească oamenii aceștia Duhul. Sunt aceiași reprezentanți, da? Și prin acești reprezentanți apostolii, Biserica din uh, Ierusalim primește alături, în lăuntru ei samariteni, Pentru prima dată în istoria lor. Ce înseamnă acolo botezul cu Duhul Înseamnă încorporarea lor în Biserica Domnului Iisus Hristos. Ulterioritatea evenimentului. Evenimentul este ulterior convertirii lor. Unii au încercat să demonstreze că de fapt când Filip le-a propăduit și spune Scriptura că i-au crezut și s-au botezat, de fapt n-a fost o convertire reală. Mie mi se pare foarte trasă de păr interpretarea asta. Nu a fost o convertire reală. botezul cu Duhul Sfânt a fost la distanță de convertirea lor. Dar e foarte interesant un lucru. Că uh, apostolii se autosesizează. Deci că au auzit, biserica a auzit că au primit Duhul Sfânt și apostolii se autosesizează și se duc acolo. De ce se duc apostolii? De ce se autosesizează ei și se duc în Samaria? Evident, pentru că Dumnezeu a vrut să stabilească această unitate cu evreii în Biserica Domnului Isus Hristos pentru prima dată în istoria lor, sub această autoritate apostolică care sunt reprezentanții bisericii. Din Ierusalim, formată în mod special din evrei, da? Ei sunt acolo să mărturisească apostolii primirea Duhului și acceptarea lor în biserică. Semnul este vreun semn, fapte 8 nu ne spune că au vorbit în limbi. Într-adevăr, limbajul textului, de exemplu, atitudinea lui Simon Magu, care ar vrea și el puterea de a da, autoritatea de a da Duhul ar lăsa de înțeles că a fost vorbirea în limbi. Și dacă a fost vorbire în limbi, acolo a fost cu siguranță pentru a arăta exact același lucru. Că și grupul ăsta de oameni, alt grup decât evrei, uh, sunt primiți în Biserica Domnului Iisus Hristos. Am vorbit deja despre apostolicitate. Apostolii consideră că trebuie să fie acolo. Apostolii, ei au înțeles Că este important că ei să fie în evenimentul ăsta. Au înțeles lucrul ăsta? Nimeni altcineva nu s-a sesizat și n-a spus, lasă că ne duci. Cum Filip s-a dus și a predicat Evanghelie ne putem duce noi în locul tău, Petru și Ioan. Nu. Ei au știu că trebuie să fie acolo. Misiunea principală a fost dată acestor oameni. Da? Ei înțeleg, apostolii și înțeleg rolul lor istoric în Biserica Domnului Isus Hristos. Metoda prin care au primit Duhul Sfânt. Prin ce metodă au primit Duhul Sfânt? Petru, Ioan nu le spun să se roage să primească Duhul Sfânt. Nu le spune să stăruiască, să ceară, să repete cuvinte, să-și decupleze mintea, nici să creadă măcar nu le spune. O, dacă aveți suficientă credință, o să fiți botezați cu Duhul Sfânt. E chiar atât de simplu. Că unii zic că e o variantă mai ușoară de botez cu Duhul Sfânt, numai să crezi, de plin. Petru nu le spune asta. Petru nu spune lucrul acesta. Zice că s-au dus la ei să se roage ca să primească Duhul Sfânt, după ce așa au pus mâinile peste ei, au primit Duhul Sfânt. Da? Au fost botezați cu Duhul Sfânt. Da? Nu există niciun fel de stăruință și nici vreo întârziere în urma rugăciunii apostolilor. Evident, pentru că erau apostoli și știau ce fac. Deci asta e metoda. Nu o putem repeta, nu avem apostoli, nici nu este necesar. Cui este dat Duhul Sfânt acolo? Cu excepția lui Simon Magu, care era un fals convertit, toți au primit Duhul Sfânt. Fără excepție. Fără excepție. Fapte 10. mi place fapte 10 într-un mod special, îmi place toate Sfânta Scriptură, să mă înțelegi un greșit. Îmi place faptele 10 într-un mod special în discuția aceasta pentru că într-un fel ne, ne, reprezintă pe noi. Sunt niște oameni dintre neamuri. Ne reprezintă pe noi. Zice clar Scriptura că era un centurion roman, nu? Era un, om, era un prozelit, cel mai probabil, un om temător de Dumnezeu, care credea deja în monoteism, da? în Dumnezeu Scripturilor. Citiți fapte 10, capitolul 1 și, versetul 1 și versetul 2. Milostenile pe care le făcea el era respectat de toți iudeii și nu era respectat de toți iudeii pentru că era un păgân care credea încă în idolii lui. Da? Dar este clar că el face parte dintre neamuri. Pentru că 10 cu 45 spune, uite, Dumnezeu a dat deci și neamurilor Duhul Sfânt. Da? Acolo spune în versetul 24 că erau adunați Corneliu, rudele lui și prietenii de aproape. Da? Se pare că textul ăsta e cel puțin al doilea după prescripția lui Petru din fapte 2 unde el predică Pocăiți-vă veți primi Duhul Sfânt al doilea text foarte clar care uh, Are o legătură apropiată cu noi Oamenii aceștia primez Duhul Sfânt și prezentarea acestui caz de către Luca are exact același lor de a arăta că neamurile au acces la aceleași binecuvântări, aceeași mântuire, același Duh Sfânt, aceeași comunitate ca evrei și samaritenii de mai înainte. Asta e scopul da? și ordinea cronologică în care Luca prezintă lucrurile. Asta e semnificația botezului cu Duhul Sfânt și primirii Duhului Sfânt, încorporarea lor în biserica Domnului Isus Hristos și înnoirea lor interioară prin Duhul Sfânt, împărtășirea lor cu persoana Duhului Sfânt aspectul ulteriorității, care este foarte important, da? Pe când rostea pentru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste tot, peste toți cei ce ascultau cuvântul. Cine vrea să primească Duhul Sfânt așa? Păi noi l-am primit așa. Toți s-am primit Duhul Sfânt așa. Când s-a predicat cuvântul lui Dumnezeu și am crezut din inimă în Domnul Isus Hristos, am fost botezați, pecetluiți, umpluți cu Duhul Sfânt. Atunci am avut parte de această lucrare cu multe fațete Care-i semn? Nu, semnul spune foarte clar că au început să vorbească în alte limbi. De ce au vorbit în limbi? Unii zic, ce nevoie era să vorbească oamenii ăștia în limbi, că nu mai era niciun necredincios care să-i asculte. Da? Uh, textul ne spune. Dacă țineți minte fapte 2, că semnul vorbirii în limbi a fost în special pentru evrei, ascultați ce spune textul. Versetul 45. Toți și toți credincioșii tăiați în prejur, spune că Petru când povestește despre asta, spune eu am luat cu, cu mine niște frați iudei, toți credincioșii tăiați în prejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți. Deci ei aveau prejudecată, că dacă nu aveau prejudecată asta nu, erau, nu rămâneau uimiți, nu? Dacă s-a așteptat, nu rămâneau uimiți. Au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și, și peste neamuri. Asta e prejudecata. De asta Petru nu la voia întâmplării este ales de Dumnezeu apostol cu înțelepciune duhovnicească să ia alți iudei cu el ca să fie martor la ce se întâmplă acolo. Toți, un grup de oameni plini de prejudecăți, unul trebuie să primească o viziune specială ca să se ducă acolo, că încă până în fapte 10 nu era lămurit clar, îs toți plini de prejudecăți acolo, le vestește Evanghelia. Ok, Evanghelia le-o dăm, dar prejudecata lor încă este în acțiune. Pentru că ziceau au rămas uimiți că li s-a dat și Duhul Sfânt. Hai că Evanghelia le-o dăm până la urmă. Dar și Duhul Sfânt. Și nu numai că li s-a dat Duhul Sfânt, li s-a dat, zice el, ca și noi la început. Acesta este motivul semnului vorbirii în alte limbi. În fapte 11, fapte 10 și 11, pe larg descrie. E foarte interesant că zice Luca, mâna, nu putea să spună clar ce s-a întâmplat să treacă mai departe. Nu! Pentru că cartea faptelor apostolilor pe larg descrie această problemă care exista în Biserica Primară. Oamenii nu puteau să înțeleagă că Dumnezeu îi tratează acum pe neamuri la fel. La fel. Și ai fapte 10, fapte 11, îl cheamă la Ierusalim. Frații încep să-l judece. De ce îl judecă pe Petru? Pentru că aveau prejudecățile lor etnice și prejudecăților religioase. Și îl judecă după prejudecățile lor evreiești. Și foarte interesant, cum argumentează Petru? Ia zis ce spune Petru. De trei ori. Spune că li s-a dat Duhul Sfânt ca și peste noi. Noi care? Evrei! La început, 11 cu 15. Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă. 11 cu 17. Au primit Duhul sunt ca și noi. 10 cu 47. Deci de trei ori menționează de ca și noi, ca și noi, ca și noi. De ce? Ca să desfințeze prejudecata aia. De deci au vorbit în limbi? Tocmai ca să poată să spun, Domnule, s-a întâmplat exact ca noi și în timp ce predicam eu. În timp ce predicam eu, da? Ăsta e semnul și scopul semnului vorbirii în alte limbi. Necredincioși, într-un fel, în ghilimele, din cazul ăsta erau necredincioși și din biserică. Erau necredincioși în planul lui Dumnezeu cu neamurile. Înțelegeau doar o parte, acceptau greu. Unii predicau doar evreilor, până târziu în cartea faptelor. Și Dumnezeu lasă semnul acesta ca să le transmite exact ce le transmise ziua 50.000 și mulți n-au înțeles. Că trebuie să se ducă la toate neamurile de sub cer și că Duhul Sfânt este pentru toate neamurile acelea de sub cer pentru că a vorbit în limbile lor. Da? Și asta se întâmplă în fapte 10 și 11. Apostolicitatea este clară, acolo avem din nou pe apostolul Petru, da? care este un martor credibil al întregului eveniment, da? Prezența apostolului este pentru a autentifica în fața bisericii din Ierusalim ce s-a întâmplat acolo. Este nevoie de o mărturie apostolică. Nu am unui frate, a un apostol. Iudaică, credibil, ei știau pentru ce au fost apostolii aleși de Dumnezeu. Și dacă apostolii au mărturisit lucrul ăsta, atunci este adevărat. Metoda prin care au primit. Păi au primit exact cum trebuie să primească toată lumea. N-au cerut, nu s-au rugat, n-au stăruit, n-au repetat cuvinte, nu și-au decuplat mintea, au primit Duhul Sfânt în mod suveran, trimis de Dumnezeu din cer în timp ce ascultau Evanghelia și au crezut în Domnul Isus Hristos. Simplu, așa se primește Duhul Sfânt. Și clar că toți au primit Duhul Sfânt. Toți, fără niciun fel de excepție, toți au primit Duhul Sfânt. Fapte 19, 11, ultimul caz. Ucenicii lui Ioan. Spune Scriptura că erau niște ucenici în Efes pe care i-a descoperit Pavel, Uh, nu este clar pentru mulți comentatori dacă aceștia sunt evrei care urmau învățătura lui Ioan sau erau niște prozeliți dintre neamuri care urmau învățătura lui Ioan. Da? Există dezbateri pe subiectul acesta. Totuși, Scriptura numește ucenici în versetul 1. În versetul 3 spune că aveau doar botezul lui Ioan. Cel mai probabil au luat contact cu Ioan la începutul lucrării sale pentru că n-au auzit de botezul cu Duhul Sfânt. Iar Ioan a vorbit despre botezul cu Duhul Sfânt. Eu vă botez cu apă, dar vine după mine unul care vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Ați, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ce zice? Nici măcar n-am? Păi cum n-ați auzit că Ioan a vorbit despre botezul ăla? Deci cel mai probabil au avut contact cu Ioan la începutul lucrării lui Ioan, au fost botezați cu botezul lui Ioan, nu aveau botezul Domnului Isus, că știți că ulterior Domnul Isus, prin ucenicii lui, a început să boteze. Mi se pare un caz cu totul excepțional oamenii aceștia, pentru că trăiesc într-un fel în perioada vechiului legământ. Sunt credincioși a vechiului legământ. Ei erau monoteiști, credeau în Dumnezeu. Au primit botezul lui Ioan. În felul în care Ioan l-a practicat, da? Țineau probabil uh, uh, partida asta uh, uh, pe care a creat-o Ioan, țineau învățătura lui Ioan. Și sunt botezați cu Duhul Sfânt, da? Deci au o identitate cu totul specială. Semnificația botezului cu Duhul Sfânt și în cazul lor este ca să arate că grupul acesta, ciudat de oameni, sunt scoși acum de umbră și, din umbră și Dumnezeu le dă și lor Uh, Duhul sunt. Dă-și lor Duhul sunt. Probabil că aceștia au constituit, uh, nu sunt sigur, uh, nucleul bisericii uh, din, uh, din Efes. Uh, N-aș putea să argumentăm și n-am putea să argumentăm ulterioritatea uh, ulterioritatea botezului cu Duhul sunt la distanță mare de convertire. Scriptura spune foarte clar, nu știau de Duhul sunt, uh, nu erau nici măcar botezați în numele Domnului Isus Hristos, da? Și el le completează, Pavel le completează învățătura lui Ioan, asta face Pavel acolo. Pavel spune Ioan, a, urmați pe Ioan, bun. Ioan a spus, Ioan a venit apotezat ca să credeți. În cel care va veni după el. Și atunci au fost botezați, așa au spus Ioan, da, așa au spus Ioan. Bun, și atunci au fost botezați în numele Domnului Isus Hristos, și apoi Pavel s-a rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt și au primit uh, Duhul Sfânt. Uh, ar fi fost de la propria iurea și o confuzie enormă care s-ar fi creat dacă oamenii ăștia ar fi fost botezați cu Duhul Sfânt fără să aibă învățătura completă creștină. Ar fi fost. Ar fi fost imposibil. Ar fi fost imposibil ceea ce nu se întâmplă, da? Semnul vorbirii în limbi în cazul acesta are același scop de a arăta ca și, că și acest grup ciudat, îl numesc ciudat de oameni sunt cuprinși acum în Biserica Domnului Iisus Hristos, ei sunt departe aproape de margine pământului cunoscute de atunci, Da, vorbim de margine pământului într-un sens hiperbolic metaforic, nu vă imaginați că Pavel să o spună în Antarctica sau în, la Aborigeni în Australia sau prin America de Nord Da, când vorbim de margine pământului și de slujba pe care ei au făcut-o, din nou de data aceasta îl avem pe Apostolul, Neam, pe apostolul Neamurilor. Da? Interesant, ai patru cazuri mari de botez cu Duhul. Sunt în trei cazuri. În primul caz sunt toți apostolii. În al doilea caz e Petru cu Ioan, care sunt doi apostoli proeminenți. În al treilea caz îl ai pe Petru. Deci în primele trei cazuri e Apostolul Evreilor. Și în ultimul caz e apostolul neamurilor. Deci de fiecare dată e unul dintre acești doi apostoli proeminenți. Pavel spune că Dumnezeu a împărțit cumva apostolia în modurile astea două. Da? Pe cine a făcut pe Petru apostol al circumciziei, m-a făcut pe mine apostol al neamurilor. Da? Interesant, Dumnezeu alege ca în toate cazurile de botez cu Duhul Sfânt, care oamenii sunt încorporați în Biserica Domnului Iisus Hristos, să fie apostol. Da? Botezul cu Duhul Sfânt a fost uh, sub autoritate apostolică. Metoda prin care au primit... Spune că au crezut, s-au botezat și apostolul și-a pus mâinile uh, peste el, da? Ceea ce transcende fiecare caz este credința în Domnul Isus Hristos, da? Și din nou, și aici, toți au primit botezul cu Duhul Sfânt. Și vreau să închei într-un minut sau două foarte rapid să... Uh, uh, Vă spun câteva cuvinte despre 1 Corinteni 12 cu 13. De ce textul acesta nu se referă la altă lucrare, la alt botez cu Duhul Sfânt? Care este argumentul pe scurt? Argumentul este următorul. În faptele apostolilor avem un botez în faptele apostolilor avem un botez în Duhul Sfânt făcut de Domnul Isus. Deci îi spun așa, în faptele apostolilor avem pe Domnul Isus care ne botează în Duhul Sfânt, ne imersează, ne scufundă în Duhul Sfânt. Ioana a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt, adică scufundați în Duhul Sfânt. Spun ei, unii, carismatici, pendicostali și așa mai departe. Uh, și ei spun în 1 Corinteni 12, avem alt botez făcut de Duhul Sfânt, nu de Domnul Isus Hristos, nu în Duhul Sfânt, ci în trupul Domnului Isus Hristos. Deci ei spun, există două botezuri, da? pentru că spune așa, fapte 1 Corinteni 12 cu 13. Noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh. Vezi, spune ei, nu ne mai botează aici Domnul Isus ca în fapte. Cine botează Duhul? Deci avem două botezuri diferite. Botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Deci acum nu mai suntem botezați în Duhul ca în fapte, ci botezați în trupul Domnului Isus Hristos. Este o mare eroare care se face. Și este izolat, a spune, unicul text doctrinar foarte clar pe Botezul cu Duhul Sunt. Este izolat în adins pentru că acesta l-a foarte rapid, fără anestezie, discuțiile despre Botezul cu Duhul Sunt. Bun. Câteva observații rapide. În concluzie, nu există nici un pasaj în toată Sfânta Scriptură doctrinar care să învețe această enormitate că există două botezuri. Unul în Duhul Sfânt și unul făcut de Duhul Sfânt. Nu există această enormitate. Noi suntem botezați de Duhul Sfânt în Duhul Sfânt și de Domnul Isus Hristos și de Tatăl. Toți cum s-a arătat, Trinitatea are un rol în botezul ăsta, dar nu există două botezuri distincte. Unul care se întâmplă la nașterea din nou și unul după aceea. Nicăieri nu găsești în Biblie lucrul acesta, da? Pavel în 1 Corinteni 12 nu-l contrazice pe Luca din fapte. Pavel în 1 Corinteni 12 nu-l contrazice pe Domnul Isus Hristos. Domnul Isus a spus, eu vă botez, Pavel spune, dar vă mai spun eu despre un alt botez, în care Duhul vă botează. Domnul Isus nu v-a spus despre asta. Pavel nu face asta. Pavel nu face asta. În al doilea rând, această distinție se bazează pe neînțelegerea conlucrării dintre persoanele trinității în acest botez în Duhul. Domnul Iisus spune că uh, uh, aceasta este făgăduința Tatălui. De asemenea tot el spune că el va trimite Duhul Sfânt. Acum întrebarea este cine trimite Duhul Sfânt? Tatăl sau Domnul Iisus Hristos? Tatăl trimite Duhul Sfânt, Domnul Iisus Hristos trimite Duhul Sfânt și Duhul Sfânt coboară voluntar. Sfânta treime întreagă este și agentul, da? autorul acestei lucrări de botez cu Duhul Sfânt. Da? În al treilea rând... Această distinție între aceste două tipuri de botezuri, chipurile, ar duce la concluzia contrară scripturii că, de fapt, există, spune scriptura, un singur botez. Biblia spune că există un singur botez. Pavel spune asta. A uitat Pavel între timp? Da? Nu există mai multe. De asemenea, duce la anomalia potrivită căreia poți fi botezat de Duhul, dar nu în Duhul. Deci ești botezat de Duhul în trupul Domnului Isus, dar nu ești botezat în Duhul. Deci ai un fel Duhul, dar nu-l ai. Nu găsești în Biblia asemenea explicații, măcar un pasaj în care Pavel să ne spună ce înseamnă să fim botezați de Duhul, dar să nu avem Duhul. Să nu fim botezați în Duhul. Să ne explice ce înseamnă chestiunea asta. Da? De asemenea, această distinție face un botez, chipurile, cele două botezuri, un botez dependent de stăruință, după regenerare, iar pe celălalt gratuit, în momentul regenerării. Deci unul e gratuit, unu pentru unul trebuie să stăruiești. De asemenea, distinția făcută între cele două texte, botezați în Duhul și de Duhul, este una falsă, pentru că în limba greacă există aceeași prepoziție. Botezați în, în Duhul. Și în fapte, să știți lucrul ăsta, toți care experții din greacă și, și comentatorii pentecostale, aseară am citit vreo două cărți, spun exact același lucru. În limba greacă este exact aceeași formulare pe care o folosește Domnul Isus Luca și Pavelul în 1 Corinteni 12 cu 13. Dar Cornilescu ne duce puțin în confuzie aș spune, când zice de un singur duh, dar parțial ne ducem în confuzie, că suntem botezați de Duhul Sfânt, dar suntem botezați și în Duhul Sfânt, este toată lucrarea Sfintei trimi pentru că completează. Am fost botezați de un singur Duh ca să fim, ca, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Deci Duhul ne botează și Duhul Sfânt este și în noi, suntem imersați în Duhul Sfânt și Duhul Sfânt este în noi, da? Sunt două lucrări. Sunt două lucrări, da? Două lucrări, a spune două nuanțe, două detalii ale aceleași lucrări. Deci distinția care se face de fapt pe jocul ăsta de prepoziții, un botez făcut de duhu și unul făcut în duhu, e una farsă pentru că în limba greacă este în Duhul. Peste tot este în duhu, da? De asemenea se ignoră în interpretarea asta toate cazurile din fapte, unde sunt grupuri distincte, diferite, adăugate bisericii când? Când sunt botezați cu Duhul Sfânt. Deci botezul cu Duhul Sfânt ce înseamnă? E deci simplu, citești cazuri din fapte. Și grupul ăsta, și grupul ăsta, și grupul ăsta, și grupul ăsta, când îți botezați cu Duhul Sfânt, îți adăugați la biserică. Ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt? Păi că sunt adăugați la biserică. Ce spune Pavel 1 Corinten 12? Toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci. Uite că Pavel e exact în aceeași linie el doctrinar, Luca narativ, exact în aceeași linie cu toți autorii Sfintei Scripturi. Da? Și de fapt textul din 1 Corinteni descrie, detaliază doctrinar exact lucru despre care vorbește lucra. Tratează exact problema care exista în Biserica Primară. Ruptura dintre evrei și toți ceilalți. Și cum prin coborârea Duhului Sfânt, evrei cu toate celelalte categorii devin pentru prima dată în istorie, un singur trup. Exact lucrul ăsta îl spune Pavel aici în 1 Corinteni 12. Nu e al botez. Nu este altă lucrare, da? Nu este altă lucrare. Și foarte interesant că până de curând să apară toate anomaliile, oamenii n-au văzut că există două botezuri. Da? N-au văzut că există două botezuri, ci în singur botez, așa și cum este în realitate. Așadar, în momentul nașterii noastre de nou, când suntem cercetați de Duhul Sfânt, străpun și în inimă, Duhul Sfânt ne cercetează, ne luminează, noi credem, ne pocăim, suntem născuți din nou, suntem înviat spiritual de El, primim Duhul Sfânt, suntem împărtășiți cu Duhul Sfânt, suntem adăugați la trupul Domnului Iisus Hristos, primim pe Duhul Sfânt în toată plinătatea Lui. Da? Ni se face parte de toată lucrarea Duhului Sfânt. De acolo înainte, după cum El mi a dat totul, spune Petru, Dați-vă și voi ce? Toate silințele. Asta rămâne. Zice ce rămâne, frate? Rămâne să trăim conform cu ceea ce ne-a făcut Dumnezeu deja prin Duhul Sfânt, Amin.